Parlamentul a luat în această săptămână anumite decizii pentru care aproape 200 de persoane au ieșit la protest. Nemulțumită, mulțimea reproșează adoptarea pensiilor speciale și dorește urmărirea penală a PSD-istului Titus Corlățean. Protestul nu a fost autorizat. Cu toate acestea, oamenii s-au organizat pe rețelele de socializare și s-au adunat în inima capitalei. La protest a sărit în ochi pancarta pe care scria cu litere roșii Parlamentul rușinii. Alături de aceasta, protestatarii și-au expus ofurile pe coli albe de hârtie. Printre sloganuri se numără Jos Parlamentul, Respect pentru Parlament, Dispreț pentru Parlamentari sau Iohannis, Cerem dizolvarea Parlamentului. Activistul Nicușor Dan, prezent și el la manifest, a spus că protestul arată trezirea conștiinței civice în societate. Ori succesiunea de manifestări de acest fel vor duce la schimbarea pe care oamenii o doresc. De altfel, acesta a adăugat că prezența la protest este în semn de solidaritate. Ceea ce se întâmplă în Parlament evidențiază falia dintre clasa politică și societate, unde prima o neglijează pe cea din urmă.